Președintele PSD Suceava, Cătălin Nechifor, spune că este plăcut surprins de faptul că, pentru prima dată, un președinte de instituție bancară recunoaște oficial că se fură can codru în România. Nechifor se referă la declarația lui Radu Ghețea, președintele CEC Bank. Ghețea spunea că același proiect care în Arad s-a realizat cu o sumă de bani, în Suceava a costat de 5 ori mai mult. E poate pentru prima oară când un om de bancă, un bancher important, președintele CEC Bank, domnul Radu Ghețea, anunță public faptul că în România se fură bani publici cu nemiluita. Domnia s-a declarat săptămâna trecută spre final următorul fapt și citez: am avut o situație, același proiect la Arad, clonat la Suceava, costă de 5 ori mai mult. S-au cerut garanții bancare către CEC Bank, banca la care domnul Radu Ghețea este președinte, și prin urmare s-a constatat că un proiect care costa la Arad 3,5 milioane de roni, la Suceava costa numai puțin de 18 milioane de roni. Tot domnul Radu Ghețea și tot din citat vă spun, am verificat și proiectele făceau același lucru, doar că la Suceava cu bani mult mai mulți. Deci, practic, de 5 ori un proiect, același fel de proiect, același tip de investiție, aceeași dificultate în teren de a realiza din punct de vedere tehnic acel proiect, costă la Suceava, la domnul Flutur, de 5 ori mai mult. Prin urmare, vreau să-l declar pe domnul Flutur că e de 5 ori baron local. Se pare că această cifră nu este întâlnită doar în Suceava. Nechifor mai spune că Leonardo Orban, actualul ministru al fondurilor europene în România, declară că absorpția fondurilor europene este sub 4%, comparativ cu ceea ce a afirmat guvernul Boc, și anume 20%. Domnul ministru al fondurilor europene, domnul Leonard Orban, proaspăt numit în această funcție, și fac o paranteză, am sentimentul că PDL-ul a greșit fundamental atunci când l-a găsit pe Orban să se ocupe de fonduri europene. Probabil că se gândeau că domnul Orban va ascunde adevărul, va ține sub preș și eventual să-l scoate pe el vinovat, sap ispășitor că lucrurile nu merg bine în România. Domnul Orban spune, dacă îmi permite să figură de stil, negru pe alb, că în România, în acest moment, absorpția fondurilor europene este de sub 4%, comparativ cu ceea ce declara triumfalist guvernul lui Boc, cu doamna Udrea și cu doamna Bogiu și cu domnul Flutur și mai știu eu care, că în România asistăm acum la un grad de absorpție de circa 20%. Deci și în această situație, de 5 ori mai puțin am reușit să absorbim față de ceea ce declară guvernul Boc. Deci iată că pedeliștii au ceva în comun cu cifra 5. Nechifor a completat cu o serie de acuzații la adresa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, spunând că minciunile pe care pedeliștii le spun zilnic oamenilor nu vor mai fi înghițite, tocmai pentru că s-a dovedit că nu sunt capabili să conducă o țară.